În sfârșit, ai mă, în sfârșit ne-am calificat și noi la mondiale. La ultima strigare, așa, când să se închidă ușile, mai era puțin și se împărțeau subiectele. Hop, ce faceți cocoși, stați ușurel, că s-a calificat și România, păi da. Da, mă, voiau ăștia să înceapă campionatul de fotbal din Rusia fără noi. Cum mă, fără noi? Nu e chiar așa, Vladimire? În 43 eram la câțiva kilometri de Moscova și acum ne tratez ca pe ultimii fraieri, mă, băiatule. E cald, știu cele sunt la suprafață acum. Sasha Pavel, 8 ani, și Denis Matei, 10 ani, au fost aleși câștigătorii competiției Player Escort, programul care a devenit o tradiție în cultura McDonald's la nivel global. Ah, ah, ce-mi plac mie companiile astea care se lipesc de sport. Fast Food Sana incorpore nesănătos, clar. Sasha și cu Denis, tată, nume de români autentici, bă, de daci. Sasha înseamnă viezure în daca veche, da? Iar Denis înseamnă barză. Mm-hmm. Frumoasă epocă trăim. McDonald's trimite copiii la fotbal. E drept, merg cu fotbaliștii de mână acolo. Adevărul e că după ce bagi niște meniuri de alea, după ce bagi cu extra bacon, cu... Da, da, și maioneză, vă rog, puneți acolo. Cola? Da, doamnă, mare, la pahar de ăla de 2 litri, cam atât îți mai permit. Să mergi cu alergatul, îi lași pe alții. Hai, Sasha, hai, mă, Denis, mă, trecem de grupe, da? Ce te-ai oprit? Zii mai departe. Aruncăm astăzi o privire la grupa E. Brazilia, Costa Rica, Elveția și vecinii noștri sârbi. Băi, băiatule, Costa Rica? Abia i-au pus piedică olandezii la penaltiuri în sferturi acum 4 ani în Brazilia, vă amintiți? Se duceau ăștia pârtie până în finală, nebunii naibii. Marea vedetă a costaricanilor e Navas de la Real. Vă zic asta ca să ne înțelegem cât de puternic e grupul, domne, cât de puternică este echipa. Antrenor e Oscar Ramirez, jucător bun la Mondialul din 90. Dar hai să ne ocupăm de Brazilia până nu-și fisurează Neymar, vreun metatarsian, ceva, vreo falangă de-asta, numărul 3, sau cum s-or numerota oasele alea care sunt mai spre zgârci, așa, da. Brazilia a defilat în calificări. 18 meciuri, o singură înfrângere. Trofeul suprem lipsește însă din 2002, când a fost ciudățenia aia din Japonia și Coreea de Sud. Neymare, cum e tată piciorul? Ține la șut așa, la șpiț, când bași șpițul, ține? Păi atunci merge cu metre, n-ai nicio treabă. Dacă e, mai treci în poartă, strici, bă, am trecut eu în poartă, gata. Și aia e, te mai odihnești acolo. Ideea e să fii, domne, pe teren, să te vadă lumea. Ești ca Arsenie Boca, tipule. Vreți să vă dau și o cană cu zeamă de varză? Oricum, trupa lui Tite e tare de tot, adică la turneul ăsta o să aibă inclusiv portar. Dar ce zic eu, portarul, o să fie chiar concurență? Alisson de la Roma sau Ederson de la City? Asta e întrebarea. Evident, pe băieții ăștia, dacă îi naturalizezi și transferi așa în joacă, la 80-90% dintre echipele calificate îi vezi fie la mijloc, fie în atac. Atât de bine știu cu varza. Fază tare cu Elveția. Elveția e echipa aia trimisă la Mondial de Hațegan. Marele Hațegan. Există biserici în Irlanda de Nord unde sunt angajați preoți care nu fac altceva decât să se roage pentru sănătatea lui Ovidiu. Da, mare om. Trupa lui Vladimir Petkovic a mers ceas în calificări și, în general, la turneele finale, e capabilă de surprize. 3 prezențe în sferturi pentru o țară de 8 milioane de suflete liniștite, crescute cu ciocolată de calitate, înseamnă ceva. Sigur, debutul va fi de foc contra Braziliei, dar în 2006 Elveția făcea 0-0 cu Franța, iar 4 ani mai târziu bătea cu 1-0 pe viitoarea campioană mondială, Spania. Nu vă mai zice amintire avem noi cu elvețienii, că știți. Și să nu faceți al dracului, auzi? Că mă fac rău! În grupă, cum vă spuneam, mai e și Serbia, care se întoarce la mondiale după absența de acum 4 ani. Cum sunt unii, frate, dacă lipsesc o dată, hop, să trec ei primii pe listă după aia. Ce mă, doar nu-mi fi noi nebuni să ne înghesuim cu toți disperații? Transpirație, miroase, te calcă vreun neterminat de ăsta pe bombeu, te accidentezi ca săracul Cristi Chivu, nu? Echipa se bazează pe șmecherul de Alexander Mitrovici, 23 de ani, care a făcut un sezon spectaculos la Fulham în Championship, Liga a doua din UK, acolo unde vrea Gigi să-și ia echipă. Da, mă.
Dar dumneata ce carieră ai? Eu? Ce faci dumneata? Văd că te plimbi cu cățelul. Sârbii combină bunele și relele, adică promovează curajos o generație foarte talentată care a luat titlul mondial Under 20. 9 jucători sub 23 de ani fac parte din lot, iar toți ochii sunt pe Milinkovic Savic, uriașul cu magiun pe ghete, pe care se bat cam toate echipele tari din Europa. Problema e că echipa asta a fost dată pe mâna unui tip cu zero experiență în antrenorat. Mladen Krstajic a preluat echipa în octombrie anul trecut și na, ca orice sârb zice că lui nu e teamă. Păi corect, nu e teamă să prindă după aia vreun contract pe bani mulți cu un mondial în CV, chit că el riscă să dureze doar 3 meciuri. Hai de aici, du-te, du-te. Măgarule. Asta cu McDonald's care trimite copii la campionatul mondial și sponsorizează competiții sportive, știți cum e? E ca la Alfred Nobel, inventezi dinamita și după aia dai premii pentru pace. Nu ține, bă, băieți, e ipocrizie. Ah, recomandarea de lectură pentru săptămâna asta, fiți atenți că vă ascult. Incognito, da? De David Eagleman. V-am recomandat eu acum vreo 2 săptămâni și creierul povestea noastră. Foarte bună și aia, fiți atenți, apropo de sport și de antrenamente. Când un sportiv greșește, antrenorul de obicei strigă: puneți mintea la contribuție, eventual și un idiotule, tâmpitule. Ei bine, ironia face că obiectivul atletului este să nu gândească. Obiectivul este de a investi mii de ceasuri de antrenament, astfel încât în toiul luptei manevrele potrivite să vină în mod automat, fără nicio interferență din partea conștiinței. Abilitățile trebuie să fie înșurubate în circuitul jucătorilor. Când atleții intră în formă, mașinăria lor inconștientă, bine antrenată, conduce ostilitățile rapid și eficient. Când un jucător de basket stă la linia de aruncare liberă la coș, publicul urlă și bate din picioare ca să-i distragă atenția. Dacă acționează pe baza mașinăriei conștiente, cu siguranță va rata. Numai bazându-se pe mașinăria robotică supra-antrenată, poate spera că va trimite mingea în coș. Foarte interesant, Incognito, David Eagleman. Ne vedem mâine!